astăzi în emisiune vă oferim un alt fel de muzică, un alt gen, o altceva decât probabil ascultați în fiecare zi la radio sau vedeți la televizor. E vorba despre un proiect așa numit Syncreto, sau cel puțin așa se numesc ei și proiectul lor. Da, promovează muzica clasică, dansul contemporan și nu în ultimul rând arta dramatică. Oricum, Diana Popa Vasiu, ați văzut-o săptămâna trecută în emisiune, a venit aici și a povestit despre educația muzicală la copii. De această dată a venit să facă educație propriu-zisă cu noi toți. Să ne facă o demonstrație. Până una alta, vrem să o punem la probă, să vedem dacă știe într-adevăr să cânte la pian. După care o să vorbim cu ea și cu prietenii ei, colegii ei, despre proiectul lor. Așadar, Syncreto, Diana Popa Vasiu. Bună dimineața, o muzică perfectă așa, ca să te trezești, cum să zic, într-o stare de bine. Da, nu cu țipete, nu cu urlete, nu ceva care te zgârie pe creier, ca să spunem așa. Deci așa, e plăcută starea asta. Boro nu e de acord cu mine. Nu, eu nu că nu sunt de acord cu tine. Eu sunt tare curios dacă ea chiar a cântat live sau nu a cântat live. Sunt tare curios dacă pianul acela... Sunt tare curios dacă pianul ăla știe să cânte singur sau nu știe să cânte singur. Mă duc până acolo, trebuie neapărat să mă deplasez, să pun mâinile, trebuie să văd, știi, eu dacă nu văd, dacă nu ating... Nu cred. Uite, Diana ți-a făcut loc aici pentru că s-a retras în colțul de discuție. Dar nu, n-aș vrea. Te rog frumos să faci o prezentare. Gândește-te că eu sunt viitorul artist al omenirii. Cel mai mare, da, care va deveni al universului. Te rog frumos că și extraterestri o să mă asculte. Da. Fă-mi o prezentare așa cum trebuie. Și că oameni buni, fiți îngăduitori, nu schimbați programul, dați-mi o șansă. Un 10 de încurajare și la pian. Mulțumesc. Pentru Andrei la prima oră. Fac o probă. Așa. Ia auzi.
Stai, nu. Uite, reacția în studio a fost... Aici s-a mai ieșit cu ăla. Ai văzut cum am stat tot așa în încorcare, așa, știi, cumva? Ai început ușor? Ce face eu? Ascultă! Deci muzica asta pe care o cânt eu... Știi cum, când te ascultăm pe tine așa, cântând la un instrument, știi cum stăm așa... Acum va face... Acum va da greș. Deci să tensionăm momentul. Să știți că eu nu stric piane decât le dezacordez atâta tot. Diana Popa Vasiu, alături de Mircea Șonea, tenor, și Cătălin Tibur, actor și regizor, într-un proiect născut în 2012, Syncreto. Noi o să luăm microfoanele și o să povestim despre acest proiect interesant, prin care, nu știu, e un gest cultural, dar în același timp e prea, poate prea pretențios spus, caritabil, în ideea în care voi mergeți în zone unde nu există sau oamenii nu au șansa aceasta și posibilitatea să asculte astfel de muzică sau să aibă parte de astfel de evenimente. Uite, da. Cătălin are o lavalieră. Mai garnisit. Așa, ești garnisit acolo, da? Tu ești fericitul, mai trebuie să ții în mână microfonul. Sunt fericitul posesor, măi, lavaliere o are. Dacă i-a dat lavalieră, nu. Poți să și dansezi. E regulă. Va vorbi doar. Așa cum spunea și Veronica, un proiect de muzică, da? Interpretare scenică, da? De actorie, de voce, de tot. Cum a venit ideea asta de a, eu știu, de a vă întruni și de a realiza ceva într-adevăr cultural și artistic? Păi, Syncreto este un proiect social, să nu-i spunem un proiect caritabil. E un proiect social. E un proiect la 7 prieteni, în primul și în primul nu colegi, ci 7 prieteni, care au identificat într-un fel această nișă a orașelor mici, fără operă, filarmonică și teatru. Din această perspectivă, acestor orașe, oamenii care nu au beneficiat până acum de, nu știu, de, nu neapărat de privilegiu, ci de situația în care se frecventeze aceste instituții, noi ne-am gândit să facem un spectacol complex în care să topim, de aceea și Syncreto, să topim mai multe arte într-un spectacol complex și compact în același timp, articulat și coerent, și să mergem și să-l oferim, și să-l oferim acestor oameni. Pe scurt, asta este, pot să spun și varianta lungă. Poți să spun și varianta, și varianta lungă, cam două variante. Mi-am scris azi noapte, mi-am tot repetat, nu știam care dintre asta ele, dar m-a ieșit asta scurtă acum. Era varianta scurtă, dar o lăsăm. Acum o să punem și varianta lungă, știi, aveți o domnișoară, care o doamnă alături de voi, care bine. Cu siguranță o să spună varianta lungă. Cum au reacționat, ați pus deja în practică, cum au reacționat acei oameni cărora le-ați prezentat momentele voastre foarte, artistice? Foarte frumos și proiectul a luat amploare foarte repede. S-au deschis foarte multe uși de la un spectacol la celălalt. Și chiar observăm că oamenii ne sprijină foarte mult înainte de fiecare spectacol, indiferent pe unde se merge. Avem tot felul de urări de bine pentru ce urmează, chiar dacă oamenii respectivi nu vor fi prezenți în spectacol. Dar unde concertați? Unde are loc spectacolul vostru de obicei? Aduceți oamenii într-o sală de spectacol sau pur și simplu vă coborâți voi la nivelul acela în care să fiți accesibili oricui, oricând? Da. Inițial ne-am propus să folosim spații neconvenționale, dar care sunt reprezentative pentru mentalul colectiv al oamenilor din acele comunități. De pildă, primul spectacol pe care l-am avut, atunci când nici nu știam prea bine de capul nostru, a fost într-o biserică greco-catolică. Am avut susținerea necondiționată a unui om cu o inimă fantastică, care ne iubește foarte mult. Este vorba despre domnul preot Silviu Bindea din Oreștie, pe care îl pupăm din toată inima, este un om fabulos. Și am avut această susținere, am cântat în biserică cu icoanele în spate. A fost totuși un act de curaj așa la debut să cânți cu... Da, e adevărat, mai ales că noi suntem foarte conservatori din punctul ăsta de vedere. Da, într-adevăr, dar impactul a fost atât de mare asupra comunității din Oreștie, încât la o lună jumătate, foarte scurt timp, nu mi-am amintesc exact, da, ne-au chemat din nou.
am cântat acolo într-o sală festivă, știi? Asta e mare problemă, într-un fel, la orașele acestea mici, pentru că, deși își doresc foarte mult, e suficient să vadă odată, își doresc foarte, foarte mult, nu au infrastructură. Adică gândiți-vă că sunt orașe care sunt municipii și care n-au o sală de spectacol. Am fost invitați să cântăm, de pildă, într-un oraș, într-o sală de nunți, stai un pic, într-o sală de nunți, pentru că... culturale, da, s-au transformat în birturi și joc... La păcănele acolo, știți ce? Nu, nu faceți probleme, că dacă Diana cântă la pian, eu când la percuție, am niște păcănele, dați o linie, e ok, știi? E foarte interesant. Până la urmă, un actor, un tenor, ce frumos sună, un tenor. Întotdeauna am vrut să pot să cânt și eu ca un tenor adevărat, dar de fiecare dată când deschid gura, toată lumea cânte. Și nu știu de ce, și nu știu de ce. Oricum, secretul, bineînțeles, el trebuie construit în an și an de muncă, adică nu poți să fii tenor așa de pe azi pe mâine, cum unii ar putea să devină. Deci, voi chiar sunteți profesioniști, trebuie spus, da? Conservatorul de muzică, facultăți specializate și așa mai departe. Din clasa a doua muzică. Deci, mai profesionist decât... Puteți fi din clasa întâi. Maxim, nicio. De obicei, repertoriul vostru, care este? Noi cântați diferite arii din... Nu ne axăm doar pe operă. Cântăm operă, operetă, musical, vocal simfonic. Cam toată paleta ce se poate cânta... Orice ne trece prin cap, orice ce ne place, iartă-mă așa, da, dacă e de dimineață. De dimineață, bă, eu de obicei ce m-a trezit așa, vorbesc, că am moțăit așa un pic și a zis, iartă-mă, Șoni, dragă, ce oare ce am vrut să spun. Începem cu filozof, iată, da. Acolo, Kant, Nietzsche. Și Nietzsche, neferice. Apropo, știți ce a spus Kant și Nietzsche? Nu știți, Kant a spus că se va naște un mare geniu, știi? Și Nietzsche a venit după el și a spus... În 1983, pe data de 9 august, undeva la Arad, se va naște această persoană. Deci, ești din Arad? O să vedem dacă vei rămâne trecut. Nu mă, dar ce zici? Nu mă, critică, dar te explică ca să poți să rinde. Serios, e adevărat. Căutați prin cărțile lor și o să vedeți lucrurile ascunse. Bineînțeles, filozofia trebuie înțeleasă. Ești din Arad? Intră un filozof. Deci hai să spunem, se va naște marele filozof Andrei Boroșovici. Apropo de filozof... Care a luat 10 la geografie. Da. O, eu și cu tot. Așa, apropo de filozofii, intră un filozof în peștere și începe și scrie unde sunt? La care ecoul, bineînțeles, îi răspunde sunt. Intră și mai adânc în peștere, la care filozoful din nou încearcă unde sunt, la care ecoul sunt, la care intră și mai adânc în peștere și la un moment dat strigă unde sunt, la care ecoul. Bun, terminăm cu filozofii, continuăm. Dar ne-ai introdus într-o zonă abisală. Ăștia de la Arad au niște glume foarte interesante. Și mai ales de dimineață, de la prima oră. Deci ai furat lui Șoni totuși Zi, Șoni, dragă, că numai ce m-am trezit, spune, mami. Zi, dragă. Eu pot să spun. Ce să mai zic? Să mă uitați, am el vine prea multe pe zi. Vorbeam de spații neconvenționale, dar vorbim de un act cultural pe care vreți să-l prezentați tuturor, adică să se simtă oamenii dincolo de Kant și Nietzsche, da? Okay. Ceea ce facem, încercăm să ajungem la sufletul spectatorului, mai aproape de el și da? Chiar în sensul nu figurat, propriu, aproape de el. Cântăm lângă public... Încercăm să reacționăm cu publicul, așa. Aducem publicul pe scenă lângă noi. Eu sunt tare curios cum reacționează acei oameni care probabil mulți dintre ei, dar n-au auzit niciodată o arie dintr-o operă și așa mai departe, sau genul ăsta de muzică. S-ar putea să nu fie auzit niciodată. Cum reacționează? De obicei, lumea de la sat, dacă e să spunem așa... Iese din biserică și începe să creze. Nu. E mai mult interesată de muzica populară și muzica populară e cea care se vinde cel mai bine într-un mediu rural. Muzica populară înseamnă, în fond, precum muzică care aparține maselor. Orice gen, orice tip de muzică, începând de la, de la manele până la muzica populară aia clasică, trecând prin rockerel și nu mai știu ce, pop, da? Poate să aparțină maselor atâta vreme cât vorbește pe o limbă într-un orizont de așteptare care există. Da? E, orizontul ăsta de așteptare, azi nu fiu foarte... Absconț, era să zic. Absconț. Nu-l lua și tu cu Kant și Nietzsche. Cu Kant și Nietzsche, că l-avem pe omul ăsta aici. Orizontul ăsta de așteptare, apetența pentru genul acesta de spectacol există.
pur și simplu există. Noi am mers cumva la risc la început, pentru că nu am făcut niciun fel de studiu de fezabilitate, să trimitem pe nu știu cine, să facă niște chestionare. Ați dat pe un bilet mai mult de nu știu cât, ați frecventa, nu știu ce, cât, și bun, cât a mizat și pe mine, că sparg vitralii, geamul da, și... Na, eu sunt el cu acutele. Nu, el dimineața, nu știu, azi dimineața dacă a apucat, el dimineața mănâncă... Ne sparge reflectorul. Iubita mea, azi dimineața mănâncă difuzoare. Aha. Prin urmare, ăsta îl simt toate ziua, știi? Și atunci la spectacol, efectiv... Deci, fii atent câte reflectoare au. Deci nivelul decibelic astăzi va fi foarte ridicat, pentru că o să-i auzim cântând, bineînțeles, și pe tenor, pe Mircea, o să-l auziți diferite piese, aș putea să spun. Deci până la urmă, bine, curiozitatea mea era, pentru că în mediul rural, așa cum am spus și înainte, dar oamenii, adică nu știu dacă sunt foarte deschiși să audă și altceva. Pe unde ați umblat? Pe unde ați fost? Uite, să spunem, la Orăștie, da? La Orăștie am fost de două ori. Este un municipiu, dar este un oraș micuț, nu este un oraș foarte mare. Da. Deci am fost la Orăștie de două ori, sala a fost alea câte sălile care sunt, da? Au fost arhipline. După spectacolul de la Orăștie am avut spectacol la Hunedoara. Din Orăștie s-au cumpărat 85 de bilete, doar din Orăștie. Sala de la Hunedoara, de la Castelul Corvinul, de acolo Hunedoara, fost... bineînțeles, sunt totuși orașe. Bine, acum, nu, într-adevăr, la Pișchia nu am fost, ar fi o idee, nu, da, serios, ar fi o idee, la Pecica, la Pișchia, dacă aveți o chestie, putem. Chiar ne-am gândit să mergem să facem un happening din asta stradal, pur și simplu toate, să vedem ce. Toate că și acolo au auzit de Pavarotti și de muzică clasică. Da. Eu, părerea mea e că nu există om care să nu fie auzit de Pavarotti. E o idee pe care ați preluat-o, adică știm că vecinii noștri unguri au început, au așa un fel de festival de operă și operete prin zonele acestea unde accesul este mai limitat. Din sincer, nu am preluat-o. Pur și simplu mi-a venit ideea. Laura, colega noastră, este acum în concediu, de asta nu este prezent aici, că ar fi vorbit mai mult decât mine, vorbește și mai puțin mai subțire așa și mai impostat. Ne-am întâlnit într-o zi pur și simplu, ne cunoșteam de ceva vreme și nu, știi, așa când stai de povești, uite, așa putem noi sta de povești acum, chiar dacă stăm în ideea, să ne vină o idee extraordinară. Uh-huh. No, efectiv așa ne-a venit ideea. Orice și, idee extraordinară, atâta vreme cât nu-l puneți pe Andrei să cânte. Vă rog frumos și să nu care cumva să-i dați șansa asta, măcar să oricum se infiltreze acolo. Și dacă nu mă lăsați să iau microfonul, tot îl iau până la urmă, îl fur dacă altfel nu o să reușesc. Diana, voi aveți un spectacol întreg. Astăzi ce o să ne prezentați pe parcursul emisiunii? Astăzi doar câteva momente, dat fiind faptul că suntem doar 3 din 7. Ce-am cântat mai devreme este partea introductivă și partea de final din noul nostru spectacol Parcul Uman, cu care am fost la Cluj. Este o lucrare, să zic așa, narrativă, care te duce cumva într-o poveste, care îți creează o atmosferă de receptare. Uh-huh. Ați văzut că am preferat să nu venim cu ceva, să vă trezim foarte, foarte tare. Vă trezește și unii la final, la casa a doua. Da, vă rog că am fost Receptiv. Voi merge așa un pic progresiv. Va urma o arie pe care o voi cânta cu Mircea Tasilo, în care o să bem un pic așa, o să ne plângem amarul, chiar dacă este foarte de dimineață. Apoi o poezie cu Cătă. Poezia, da. Poezia era este jutemul, da, care este de fapt împreună cu dans. Uh-huh. Deci toate sunt amestecate de aceste sincreze. Cine dansează? Cătă, tu? Scumpa mea, acum nu o să dansez, chiar dacă am la valieră wireless, nu o să fiu cu minte. Abia aștept să vă văd la treagă, bineînțeles o să-i cunoaștem și noi pe parcursul emisiunii, o să vedem o parte din spectacolul lor, dar până una alta, eu vreau direct să mergem la Diana și la Mircea, care sunt deja aici alături de noi. Și dacă i-am ascultat în dimineața asta vorbind despre proiectul lor, atunci vă propun să și vedem la treabă. Așadar, Sincredo. Și la urechelin să-mi cânt
sunt îndrăgostit și mă credeam pe lume cel mai fericit, dar tot a fost decât o amăgire, visul meu de fericire azi s-a năruit. Acum, te rog frumos să scoți difuzorul din gură, că știi că ai unul acolo. Te rog frumos, scoate-l. Scoate-l. Nu de alta, introdu-mi-l mie. Stai un pic să văd. Nu, vă rugăm frumos. Fii aici. Tăiați canalele. Scoți difuzorul. Orice. Mai vorbește, mai poți vorbi? Păi, nu mai poate. Nu mai poate, că ți-a scos difuzorul. Și introduc la mine. Vai, ce ați făcut? Mama, cântă tu. Mulțumesc frumos! Mircea, dacă ți-aduce aminte... La el veniți cu aplauze, la mine veniți cu bani! Erau filmele alea hollywoodiene înainte, de cântau fetele mai urâte, așa, aveau voce bună, dar trebuia să arate vizual impecabil. Și atunci, de fiecare dată, ieșea o fată frumoasă în față, dar una în spate. Aia din față se dezbrăcea și aia din spate nu mai trebuia să cânte. Că toată lumea aplauda. Acum, n-are legătură cu frumosul, ci doar cu vocea. Dar versurile alea nu le-ai învățat și tu pe de rost? Păi nu, eu cunosc alte versuri. Tu nu știi să faci playback. Eu nu știu, eu știu doar versurile alea. Un mic boboc de rață. Ce râzi? Cum era? Un mic boboc de rață, pe când mergea la piață, auzi într-o dimineață. Bă, știu să cânt! Chiar el în voce! Cântă, el se aplaudă, îi place! Așa cum... Pe când mergea la piață, auzi într-o dimineață o muzică de jazz. Urechea-i... De o... Nu mai știu cum e. E fals. Nu mai știu, oricum știu refrenul. Mac, 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 mac. Știi ce face Andrei? De fapt cerșește niște complimente, așteaptă o confirmare a talentului care nu mai vine. Lasă, vă rog. Voce extraordinară. Păcat că e... Da. Voce extraordinară de tenor, dar astăzi e doar prezentator. Asta e, mă opresc aici.
stângă, spre partea dreaptă a platoului și aici este, sunt cei de la Syncreto care, bineînțeles, promovează proiectul lor care a luat naștere în anul 2012, iar obiectivul este de a promova muzica clasică, dansul contemporan și arta dramatică. I-ați ascultat, i-ați auzit vorbind dimineața aceasta, acum urmează să-i și ascultăm. L-ați ascultat pe tenorul, pe Mircea, după care m-ați ascultat pe mine și acum, bineînțeles, urmează. Bineînțeles! El e mai important decât oricine! Bravo! Așadar, Syncreto! Je t'aime. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. Je t'aime pour toutes les temps que je n'ai pas vécu. Pour l'odeur des grands larges et l'odeur des points chauds. Pour la neige qui fond. Pour les premières fleurs. Pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas. Je t'aime pour aimer. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas. Je t'aime pour ta sagesse qui n'est pas la mienne, pour la santé. Je t'aime contre tout ce qui n'est qu'illusion, pour ce cœur immortel que je ne détiens pas. Tu crois être le doute et tu n'es que raison. Tu es le grand soleil qui me montre à la tête quand je suis sûr de moi. Je t'aime. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu. Je t'aime pour aimer. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'aime pas. A, o declarație de dragoste care te lasă așa, fără cuvinte și fără răsuflare. E o poezie. Deci... Omuleu, dacă te-ai trezit de dimineață așa... În proiectul ăsta vostru, muzicieni, iată, actori, da? Dar dacă tot am spus o poezie în franceză, ar trebui să facem și traducerea la ea. Da, și atunci m-am gândit ca traducerea să o fac eu. De rog, foarte mult. Nu, dar am memorat, uite, mi-am notat toate cuvintele aici, da. Și aș vrea ca să... În slovacă sper că faci traducerea. Nu. Aș vrea să mă uit. Te rog frumos, da? Și seriozitate maximă, Veronica, pentru că altfel nici nu se poate, bine? Sper fii serioasă, nu? Deci nu trebuie să încep să plângi, dar fii serioasă. Așa, da, îi dăm drumul, da? Cățeluș. Părul creț. Fură rața din coteț. Și se jură că nu fură. Dar l-am prins cu rața în gură.
Bun, perfect. Aici nu există seriozitate în platoul ăsta. Deci deja m-am săturat de toată nebunia asta. Asta e o chestie scoțiană. Scoate-mă, salvează-mă. Eu am avut tot timpul o problemă cu ăștia de la teatru. Eu am fost la clasice, nu? Și la clasice, mai nu a găzgat gici la clasice, înțelegi? Pentru că n-ai cum să a găzgat gici ăștia, veneau cu un banc, o poezie, în cățeluș cu părul, în fine. Și te duci la bibliotecă, știi, și aia vine aia de la teatru foarte interesant, cu dreaduri, cu fac, și era nebunie. No, ăștia de la clasice, nu, ce să facem? Aveam ediția Dils Kranz, iar 30 de chile, nu poți, n-ai cum, e imposibil, știi? Și mă duceam, m-am dus acolo, dar trebuie să nu trebuie Franz să vă povestesc chestia asta. Cu cu Franz. Kranz deci n-are legătură cu Franz. Deci, fără no, și era în greacă veche și nu, știi, și mă uitam și era o gagică lângă mine și zic, mă, să uita asta foarte interesant și ești la teologie? Eu. Nu, la clasice. Ce înseamnă asta? Păi ce înseamnă? Latină și greacă veche. Invariabil aceeași chestie în momentul când spui. Zim ceva în greacă veche. Măi, și eu mă gândesc așa, fiate, mă gândesc așa și mor de nerv că nu eram la teatru. Zic, zi o poezie, zi un banc. Și îi spun, bă, alupigus. Și aia zice, toată lumea știe că asta e în latină. Perfect. Oricum, eu n-am înțeles de ce oamenii mai învață latina și greaca veche. Sunt două limbi moarte. Ce mai contează? Ce mai contează? Noi mergem mai departe Cătălin, mersi! O să ne luăm la revedere aici. În cor. O să spunem bună dimineața, dar mare atenție. Nu se gata aici, pentru că cei de la Sincretu sunt aici alături de noi și deja pe tenorul Mircea l-ați ascultat de dimineață. El v-a trezit, prima dată v-a trezit Diana, după care cu siguranță vocea lui a ajuns chiar dincolo de cameră. Dar până să îi ascultăm pe cei de la Sincreto, eu și Veronica vă spunem bună dimineața. Dar în cor. Da, hai. Bună dimineața și ne... n-ai spus, hai, acum. Unu, bună... Da. Păi cum putem să facem un cor în doi? Păi în cor în doi, asta e. Bună dimineața, ne revedem mâine dimineață. Mâine, vă lăsăm mâine, cu cei de la Sincreto. La 7. Ooh.